Bucătăriu Dumitru, dacă vei avea oferte de la Steaua FCSB, vei merge la ei? Nu voi merge la ei, din moment ce am ajuns, am ales să vin la Rapid și chiar îmi place aici, adică m-am atașat de tot ce înseamnă Rapid, suporter, echipă, absolut tot ce înseamnă Rapid, nu vreau să plec nicăieri în acest moment, cu atât mai mult la Steaua sau Dinamo. Ioan Ciolea, care este idolul lui rapidist? N-am prins toți fotbaliștii rapidiști și nu cunosc foarte bine cei foarte vechi de la Rapid, dar de când sunt mic îmi place Pancu, mi-a plăcut foarte mult Pancu și mi-aș dori din tot sufletul să ajung să însemn pentru Rapid ce însemna Pancu. Valentin Tufan, ce părere ai despre asemănarea ta cu Pancu și dacă crezi că o să ajungi să-i calci pe urmă? Deocamdată nici nu pot să mă asemăn cu Pancu, e primul meu sezon la seniori. Încă n-am arătat nimic din ce aș vrea eu să arăt și din ce a arătat el pentru Rapid. Dar sper să-i calc pe urme, sper să ajung mai sus decât el, deși știu că e foarte, foarte greu. Cosmin Bădiță, care va fi destinația ta preferată? Real, Barça, Manchester sau PSG? De când sunt mic sunt fan Real Madrid, adică tot ce îmi doresc e ca cândva să ajung să joc pentru Real Madrid. Luis Trif, ce îți dorești ca și carieră fotbalistică în viitorul apropiat? În viitorul apropiat îmi doresc în primul rând să promovez Rapid, iar după aia să... Eu sincer vreau să ajung să mă bat la titlu cu Rapid, la titlul României, după care mi-aș dori în tot sufletul să ajung să joc tot în cupele europene cu ei și îmi doresc și să plec în afară, pentru că acolo e cu totul alt nivel. Ionuț Cuiu, care este visul tău în cariera de fotbalist? Cel mai mare vis al meu în cariera de fotbalist se rezumă la națională. Îmi doresc să ajung să joc cu naționala la Cupa Mondială și să facem o figură frumoasă acolo. Nu știu dacă să câștigăm Cupa Mondială, cât să fac mândră toată România. Cristi Alexandru Vlăsceanu, ce o să faci când o să primești o ofertă de transfer de la FCSB după ce promovăm în Liga 1? Dacă am promovat în Liga 1 cu Rapidul, nu plec la nicio altă echipă din Liga 1. Am și zis, vreau să ajung să mă lupt la titlu Rapid. Ionuț Gheoldiș, cum crezi că s-a simțit Tamaș când l-ai trimis după găini la gol cu Cluj? Sincer, în meciul cu Cluj l-am așteptat cel mai mult pentru că Pancu era jucătorul meu favorit din Liga 2 în acel moment. Tamaș. Știu ce a însemnat pentru fotbal românesc, chiar cu bune, cu rele, a fost unul dintre cei mai mari fundași din România și vă dați seama cum am simțit când am reușit să trec, să dau și gol. Ionuț Andrei Rada, ce fiori ai simțit în momentul în care ai debutat în tricoul Rapidului? Am avut emoții, recunosc. Era primul meu meci la senior, nu numai la Rapid, la echipa mare. Și știam că lumea are așteptări, cel puțin apropiații mei și eu aveam așteptări la mine să fac un meci bun la debut. Voiam să arăt tuturor ce pot. Îmi pare rău că n-a fost cu suporterii. Știri fotbal, care este calitatea ta cea mai bună? Mie îmi place să cred că e viziunea și tehnica, dar eu consider că viziunea și percepția asupra jocului. Butia Alina Mihaela întreabă, la ce vârstă sau în ce moment ai simțit că poți reuși în fotbalul profesionist? La ce echipă mare din Occident ai vrea să joci? De mic mi-am dorit întotdeauna să ajung fotbalist mare și am crezut de mic. Am avut momente mai grele în care nu mai eram așa sigur, dar de la 15 ani am început să tot cresc în nivel și așa am ajuns și la Rapid și așa am ajuns și la prima echipă. Anastasiu Ionela, cum crezi că se simt părinții tăi știind că îmbraci tricoul Rapidului și cui dedici fiecare gol marcat? Sunt foarte fericiți părinții mei, ei au făcut atâtea pentru mine să joc fotbal și să am tot ce îmi trebuie pentru a reuși, pentru că de când sunt mic numai fotbal văd și simt o mândrie probabil și ei când mă văd pe mine la televizor îmbrăcând tricoul Rapidului. Și golurile nu le dedic cuiva anume, am doar două goluri, dar le dedic tuturor celor care au crezut în mine. Bogdan Tudorache te roagă, nu te treabă, să ne povestești cum a fost perioada junioratului tău din punct de vedere al dezvoltării și ce ai schimbat la nivel de mentalitate a cluburilor în general. La nivel de juniorat
până la o vârstă nu trebuie să faci prea multe, nu trebuie să sacrifici nimic, e mai mult, fotbalul e mai mult un hobby, o distracție. Dar de la o vârstă, de la 14-15 ani, deja încep să sacrifici multe chestii, absențe de la școală, ieșitul cu prietenii, vacanțele, nu prea mai ai timp liber, adică totul se rezumă la fotbal și eu cred că asta a făcut diferența, adică nu știu de ceilalți colegi ai mei, dar eu cel puțin mi-am sacrificat aproape tot timpul, antrenamente suplimentare, sală, îmi doresc să ajung fotbalist și nu să mă opresc aici. Alexandru Matei întreabă, care e cântecul tău preferat al galeriei? Îmi place foarte mult Hai de rapid, Hai de real. Am și cântat după meciul cu Metalul Globus, atunci a fost primul meu meci cu fanii și îmi place și mai mult de atunci. Cristian Alinia Mandi, cum te motivezi înaintea unui meci? Eu aștept meciul toată săptămâna, adică și la antrenamente, gândul meu e numai la meci, numai la meci. Acolo se uită toată lumea, acolo poți să demonstrezi lumii, acolo echipa câștigă și câștigă cu adevărat pentru toți fanii și pentru mine, înseamnă enorm să joc. La antrenamente e altceva, dar meciul mă motivez cu totul toată săptămâna și cu atât mai mult înainte să înceapă meciul sunt concentrat 100%, să arăt, să joc bine și să câștig echipa. Ciprian Cișmașu întreabă dacă știi ce făcea Ronaldo după antrenamente la Sporting. Am auzit multe povești despre Ronaldo, cum venea cu o oră înainte, cum mai stătea o oră după. Ronaldo e o mașinărie. În acest moment nu se poate compara nimeni cu el din punct de vedere fizic, ceea ce a făcut, ceea ce a sacrificat pentru a ajunge la acel nivel. Aș vrea să-i calc pe urme și deocamdată nu pot zic că muncesc ca el, pentru că el e unde e, dar vreau să ajung să joc și eu la acel nivel și știu că trebuie să muncesc la fel de mult. Chiriac Ștefan Ionuț întreabă cât de sus crezi că poți ajunge în carieră și ce ești dispus să sacrifici sau cât ești dispus să sacrifici? Sunt dispus să sacrific tot ca să ajung la cel mai înalt nivel. Vreau să ajung să joc în Champions League, la Cupa Mondială. Mi-aș dori să ajung să joc pentru Real Madrid, echipa mea favorită. Sper să fiu între cei mai buni jucători români din toate timpurile. Eu cred că e posibil, e mai mult o chestie de mentalitate pentru că diferența aici se face, părerea mea, dintre ligile, campionatele de afară și campionatele de aici. Marius Basti, ce înseamnă Rapid pentru tine? În acest moment Rapid înseamnă totul. Rapid m-a debutat, pentru Rapid joc în acest moment. Cu Rapid vreau să promovez, să intru în istorie, că am promovat cu Rapidul. Vreau să ajung să mă bat la titlu, cum am zis, să joc și în cupele europene. Vreau să devin un jucător foarte important pentru Rapid de-a lungul istoriei. Filip Popa, ce ți se pare mai ofertant? Să te transferi la o echipă mai puternică sau să joci la o singură echipă în toată cariera? E complicat pentru că în afară sunt sigur că aproape orice jucător din România își dorește să ajungă. E cu totul alt nivel din toate punctele de vedere, condiții, absolut tot. Și vreau să ajung să joc acolo, pentru că pentru asta muncesc de când sunt mic, adică visez să ajung să joc în afară, să mă lupt cu cei mai buni. Îmi doresc să joc pentru Rapid cât mai mult și să realizez cât mai multe, dar sper ca cândva să ajung să joc în afară. Badea Călin Cristian, care este aportul sau care a fost susținerea părinților tăi în ascensiunea ta ca fotbalist profesionist? Părinții mei au făcut tot de când sunt eu mic. Au văzut că e cea mai mare dorința mea, adică totul se rezuma la fotbal. De când sunt mic până acum totul s-a rezumat la fotbal. N-am rezistat niciodată fără fotbal și au făcut tot, mi-au oferit tot ce am avut nevoie. Condiții, îmi făceau de mâncare, mă duceau la antrenamente suplimentare, m-au dus peste tot ca să pot să ajung cât mai sus. Andrei întreabă unde te vezi peste 5 ani? Sper să, până în 5 ani sper să fiu campion cu Rapid, să promovez cu Rapid, să și fiu campion cu Rapid. Sper să joc și în cupele europene, cum am zis, și sper să ajung în afară. În 5 ani sper să fiu deja în străinătate. Vasti Albu întreabă, știind că este foarte important, vreau să te întreb cum te echilibrezi emoțional pentru a fi tu însuți pe teren și să poți da tot ce e mai bun. Părerea mea că cel mai greu e emoțional, să fii pregătit. Adică cel mai greu mie la trecerea la senior mi-a fost psihic, mental, dar deja m-am obișnuit, mă simt pregătit, nu mai am emoții,
că vin aici cu gândul de a, doar de a câștiga. Mugurel, Ro, Mugur, Ro, Mugurel, în ce campionat străin ți-ar plăcea să joci? În La Liga, ce mai vreau să joc în La Liga. Ilie Cosmin întreabă care a fost senzația când ai pășit prima dată pe Giulești, nu cred că n-am avut ocazia. Din păcate n-am ajuns să joc, n-am jucat încă pe Giulești, dar Doamne ajută să ajungem să promovăm să și jucăm pe Giulești. Alex, toate Alex Bobu întreabă care este rețeta succesului spre a-ți îndeplini visul de la o vârstă atât de fragedă, să joci la Rapid și să ai în spate cea mai frumoasă galerie. La ce ai renunțat, pe ce te-ai focusat cel mai tare? Am spus, m-am renunțat la multe. Am lipsit mult de la școală, am renunțat la multe ieșiri cu prietenii, adică când prietenii ieșeau afară, eu stăteam în casă, mă antrenam, mă odihneam. Vacanțele, foarte rar plec în vacanță familia, adică o dată pe an. Dar mă bucur, adică nu pot zic că regret nimic din ce am sacrificat, pentru că mă simt împlinit că pot să joc într-un Rapid și sper la mai mult de atât. Ștefan Iordache, câți ani crezi că îi va lua, că îți va lua să aduci un nou titlu în Giulești și cu ce jucători din istoria Rapidului crezi că te asemeni ca stil de joc? Nu vreau să fac nicio comparație între mine și jucători. Sper să ajung să devin și eu o identitate așa pentru Rapid, să mă compare lumea. Să nu mai compare lumea, să fiu eu ceva pentru Rapid, să însemn eu ceva pentru Rapid. Sper ca în 3 ani să luăm titlul. Adică să promovăm și să ajungem iar să ne batem la primele locuri, pentru că știm cu toții ce înseamnă Rapid pentru campionatul României. Gabi Purcărea, crezi că promovăm în prima ligă? Da, da, sunt convins de asta. Eu n-am nicio urmă de îndoială. Alexandra Florentina întreabă, au existat momente în care ai clacat și dacă da, cine sau ce te-a ajutat să treci peste? Au existat momente de-a lungul. Pot să zic cariera mea sportivă, că sunt încă tânăr, dar chiar și aici, la seniori, la un moment dat aproape clacam, pentru că trecerea de la junior la senior e grea din toate punctele de vedere. Dar m-au ajutat părinții, m-au ajutat colegii, m-au ajutat antrenorii, m-a ajutat toată lumea, pentru că e în interesul tuturor ca cei care vin de la junior la senior să acomodeze cât mai repede, să ajute ei. Andrei Darius Ioniță, ce decizii ai luat în cazul în care ți-ar veni o ofertă din un campionat de clasă din străinătate după ce promovăm în Liga 1? Nu pot să zic de acum, pentru că încă nu mi-a venit nicio ofertă, dar în cazul în care îmi va veni, voi evalua oferta cei apropiați mie, voi întreba și colegii, adică e important pentru mine ce crede toată lumea din jurul meu. Diana Sara, ce îți doreai să devii când erai mic sau ce profesie ți-ai fi ales alta decât cea de fotbalist? Nu a existat niciodată altă decât fotbalist, adică mi-am pus și eu întrebări, dacă nu ajung fotbalist ce pot să mă fac, dar nu există nimic care să mă fac așa fericit cum mă face fotbalul, adică dacă aș renunța la fotbal, poate aș avea ce să mă fac, dar nu mi-ar face o bucurie așa mare. Eduard Andrei Stoica, unde vezi Rapidul în următorii 2 ani? În Liga 1, bătându-se la titlu cu Steaua, cu Dinamo, cu CFR Cluj. Cătălin Aurica, sau Aurica, cum este să fii rapidist și jucător al Rapidului și cât de mare este diferența aceasta între jucători și suporter? Nu știu ce să răspund la diferența dintre jucători și suporteri, adică ambii pun suflet. E clar că odată ce ai îmbrăcat tricoul Rapidului, nu poți decât să pui suflet. Datorăm asta tuturor celor care ne susțin. E o bucurie extrem de mare, vreau să ajung să cânte tot stadionul pentru mine și pentru echipă. Ioniță Marcel, care e ultima carte citită? Am citit pentru PAC, Enigma Otiliei, ultima dată. Și am mai citit biografia lui Michael Jordan. Nu știu. Ionuț Marian Merezeanu, care a fost cel mai frumos gol al tău? Am avut goluri frumoase la junior, dar nu se pun. Pentru că la junior se dădeau foarte multe goluri pe meci. Clar, cel de la Ocruci a fost și golul câștigător. A însemnat pentru mine cel mai mult din toate golurile pe care le-am dat vreodată. Rareș, Răzvan Bulei întreabă, Rareș, cum de-ai ales un număr cu așa importanță pentru club? Crezi că vei depăși performanțele lui Pancu și să devii cel mai important jucător din istoria Rapidului care a jucat cu numărul 19? Ar fi o bucurie imensă, vă dați seama, dar n-am ales eu numărul, am avut un amical, după care
magazinerul a venit și mi-a zis vrei 19 și atunci am fost foarte fericit. Sunt și născut pe 19 aprilie, știu și că Panco a avut 19, știu că înseamnă mult numărul ăsta pentru rapidiști și sper să îl port cu mândrie, adică îl port cu mândrie și sper să fac pe toată lumea mândră de mine. Robert Adrian întreabă, ți-ai imaginat vreodată că o să porți în piept emblema celei mai iubite echipe din România? Mi-am imaginat, da, mi-am dorit pentru asta am muncit. Nu mă gândeam că o să ajung direct cel mai bun jucător din lume, trebuie să o iei cu pași mici. Când am ajuns aici la juniori, mi-am dorit să ajung cât mai repede la prima echipă. Pentru asta mă antrenam și le mulțumesc tuturor celor de la juniori, colegilor, antrenorilor. Sunt fericit că port emblema. Sper să o port și în Liga 1 și când luăm titlu și în cupele europene. Benghia Diana întreabă cu ce coechipier te înțelegi cel mai bine în teren? Mă înțeleg cu foarte mulți jucători, mă înțeleg foarte bine cu Adi Bălan, foarte bine cu Cristei, mă înțeleg bine aproape cu toți. Cei din atac mă înțeleg bine pentru că cu ei am cele alte relații de joc, cu Raul Costin mă înțeleg foarte bine. Ok. Cavalerul Ioan Alexandru, unde te vezi peste 2 ani? PS, vreau să știi că ești printre favoriții mei din actualul lor. În 2 ani am spus, mă văd bătându-mă la titlu cu Rapid. Ianis Saș, care a fost cel mai bun meci al tău și de ce? Părerea mea că cel mai bun meci al meu de când am venit la seniori a fost cel cu Dunărea Călăraș, când am bătut 4-0. Atunci am simțit că încep să însemn ceva pentru toată lumea după acel meci. Cătălin Socotitu întreabă care este modelul tău de a-i jucător și antrenor și cum te inspiră? N-am un model anume, îmi place, adică am idoli în fotbal, jucătorul meu preferat e Ronaldo. Nu mă asemăn cu el așa de mult și nici nu urmăresc un antrenor așa mult să zic că sunt pasionat de el sau ceva. Dar îmi plac foarte mulți antrenori. Jurgen Klopp îmi place cel mai mult în acest moment. Vasile Alexandru întreabă ce calități crezi că ai și ce crezi că îți lipsește pentru a progresa mai mult în carieră? Nu-mi place să vorbesc așa mult despre mine, dar am spus, mă consider că am o viziune foarte bună asupra jocului, mă consider destul de tehnic. Cred că aș putea să mai îmbunătățesc multe chestii, pentru că ca să ajungi acolo sus trebuie să le ai pe toate, nu există ceva ce să n-ai. Vreau să îmi îmbunătățesc finalizarea, jocul de cap, jocul defensiv. Liana Crângaș și Ioniță, ai refuzat o ofertă avantajoasă de la una dintre marile rivale ale Rapidului? Da, da, clar, pentru că acum m-am atașat foarte tare de club, am înțeles cu totul ce înseamnă Rapidul și în acest moment nici nu joc pentru bani sau joc doar de plăcere și vreau să fac pe toată lumea fericită când mă urmărește. Ștefan Daniel Spircaci, mereu te-ai comparat, mereu ești comparat cu Daniel Pangu. Te-ai gândit ca numărul tău să fie 1 plus 9? Nu m-am gândit, nu mi-a stat gândul la asta, pentru că în momentul acesta cel mai important este să promovăm. Și mă bucur că lumea mă aseamănă cu Pangu, chiar dacă e mai mult până acolo, până să ajung să însemn eu ce a însemnat el. Dar nu pot să zic că mă deranjează, adică e un lucru care mă face mândru. Ion Sami, ți-ai face un tatuaj cu emblema clubului pe modelul Săpunaru? Sincer, îmi place foarte mult emblema clubului, dar nu intenționez să îmi fac niciun tatuaj, nu numai emblema Rapidului. Nu vreau să am niciun tatuaj, mă inspir un pic din Cristiano Ronaldo, pentru că el n-are niciun tatuaj, donează sânge mai multe ori pe an. Nici nu-s pasionat și, sincer, nu mă lasă nici tata să mă tatuez. Sorin Vochiță, a existat în viața ta cineva care să-ți insufle pasiunea pentru fotbal sau a venit totul natural de la sine? Nu, a venit natural. Adică tata era fan fotbal, dar nu mi-a impus el sau nu m-a dus el cu forța. Adică de când m-am născut am văzut numai mingea. După care el m-a dus peste tot unde mi-am dorit eu. Aurelian Nechita, ce te-a determinat să te apuci de fotbal? Pasiunea, adică asta îmi place de când sunt mic, urmăresc fotbal, mă gândesc la fotbal, joc fotbal. Alex Cristian întreabă unde ai fost până la ora actuală, cred că întreabă la ce echipe
Păi am venit la un club privat din București, la juniorul. Am venit la junior la Rapid și acolo am stat un an la junior la Rapid, după care m-am luat la prima echipă. Aurel Filip întreabă ce jucător ți-a plăcut când erai copil, ce jucător îți place acum și ca cine te vezi ca stil de joc? Primul meu idol din fotbal a fost Drogba, după care de pe la 9-10 ani numai Ronaldo, cel mai mult Ronaldo. Harrison Mills întreabă ciorbă de burtă sau tocăniță de ciuperci? Tocăniță de ciuperci. Claudiu Gabriel Ganea, ce nebunie ai fi dispus să faci în cazul promovării Liga 1? Nici nu m-am gândit la asta până acum. Sper să fie spectacol, sincer, după ce promovăm. Fani, suporteri, jucători, toată lumea să se strângă, să celebreze, pentru că e un lucru mare. Dani Rus se întreabă, ce crezi că a făcut diferența între tine și alți juniori din aceeași generație? Întrebarea vine în contextul în care, în România, sunt mulți juniori talentați, însă nu toți ajung să-și fructifice potențialul. De exemplu, din generația ta, de la Cautis, ești jucătorul care a ajuns la nivelul cel mai înalt, chiar dacă existau și alți tineri talentați. Care crezi că este cheia atingerii performanței și ce sfaturi le dai viitoarelor generații? Am spus că am sacrificat o grămadă. Nu știu, nu pot să vorbesc despre ei pentru că nu le cunosc doar programul, le-am cunoscut programul, nu știam ce fac ei. Dar eu cel puțin am sacrificat o grămadă și îmi dau seama că asta trebuie să faci, pentru că afară singura lor grijă e fotbalul, nu au altă ocupație, n-au timp de alte chestii. Ei fac doar fotbal și de asta o fac bine. Alex Ionuț Chircu întreabă, simți că devii încet încet favoritul suporterilor rapidiști? Nu m-am gândit la asta până acum, mi-aș dori să ajung unul dintre favoriții suporterilor rapidiști, dar nu m-am gândit niciodată că, adică cel puțin când am venit la prima echipă nu aveam asta în cap, aveam să încep să dovedesc treptat. Cristian RB, când auzi numele Rapid București, la ce te gândești prima oară? La tot ce înseamnă Rapid. Mă gândesc sincer când aud numele Rapid București la noi promovări.